pe 3 km. Niște tunuri, o lipsă de interes, recepții prost făcute și bani pe care plătesc bistrițenii. Un alt caz pe care vreau să vi-l aduc în vedere, pe lângă alte drumuri care au la vale din județul Bistrița-Năsăud, din cauza lucrărilor prost recepționate, vreau să vă aduc în vedere un caz, da, un drum județean DJ-154D, Domnești-Nețeni Albești-Bistriței, DJ-162 Sârmihaiu de Câmpie-Visuia și DJ-172 Abeclean-Chiochiș. Prețul licitației 67.160.512 a fost scos la licitație 9 ianuarie 2020. S-a câștigat licitația la acel drum cu 65.623.780. 97% din valoarea publicată pe licitație, da? Aici aveți datele. Știți ce s-a întâmplat? Drumul acesta, care a fost licitat la 65.623, a fost suplimentată suma cu încă 231.890.730 lei. În euro, deci drumul a fost licitat la 13 milioane de euro, dacă să înțeleagă lumea, și s-a mai suplimentat după aceea valoarea lucrării cu 46 de milioane de euro. Deci valoarea totală a contractului de la 65.623.780 a ajuns la 231 și avem aici toate datele, inclusiv notele de fundamentare, a ajuns la cifra de 297.514.510.80 cu TVA. Da? Deci de 3 ori mai mare suma decât s-a licitat.